Campioana României nu a arătat ca o campionă adevărată în ultimul derby al lui 2012 disputat în campionat. Adversarul Sepsisic Sfântul Gheorghe venea în sala sporturilor cu fața complet schimbată și cu problemele financiare din ultimul timp rezolvate. Astfel, pretențiile echipei cu care CSM-ul purta deja o dispută de tradiție erau mari, clasarea în primele patru locuri. Meciul a început în liniștea făcută de evoluția excelentă a lui Jasmine Bailey. În primul sfert, municipalul a fost de nerecunoscut. A marcat doar 8 puncte, iar Sfântul Gheorghe 21. George Dicheu Lacos a încercat câteva mutări tactice, iar acestea s-au văzut. Monica Carey a ieșit mai mult la rampă, iar până la pauza mare, diferența s-a redus la 4 puncte. În partea a doua, aruncările de 3 puncte ale Gabrielei Mărginean și Elinei Babchina și-au atins ținta. Cele două au reușit numai puțin de 24 de puncte de la 6-75. După ce înainte de ultimul sfert a trecut la conducerea jocului, municipalul și-a păstrat avantajul fragil, iar la final s-a terminat 80-73. Our team has the handicap that we travel a lot. We are the team is really very tired. We have very difficult games and very ugly trip coming back from Slovakia. We had only one practice to prepare for this game and actually couldn't even get rest or make practice. We have a few days to get rest and actually to get prepared for the next EuroLeague game to Italy against Kiev. Antrenorul secund Florin Nini a declarat: nu ne-au pus ei probleme, problemele le avem noi. S-a acumulat, suntem deja după multe meciuri, după multe călătorii, ore cu mașina și cu siguranță că acest lucru și-a spus cuvântul. Nu e vorba neapărat de o oboseală fizică, cât părerea mea este vorba de o oboseală mentală. Noi am și sesizat acest lucru la ultimele antrenamente, chiar am anulat unul din antrenamente exact din acest motiv, pentru că trebuie să efectiv n-aveam când să le dăm o jumătate de zi sau o zi libere să se recreze, să uite puțin de basket, să vină cu acea dorință și cu acea ambiție cu care ne-au obișnuit fetele.